1989 a fost anul schimbării pentru România și țările din estul Europei care scapă de comunism. În decembrie, România sunt stradă și cer căderea comunismului. După 44 de ani de comunism, vor democrație și libertate. Totul a început la Timișoara, pe 16 decembrie, unde oamenii ies în stradă și strigă lozinci împotriva dictatorului. Ceaușescu ordonă să se intervină cu armament de război. De astăzi, toate unitățile sunt interne, inclusiv miliția, trupele de securitate, unitățile de grinice, vor purta armament de luptă, inclusiv gloanțe. Fără discuții, oricine intră într-un consiliu popular, într-un sediu de parte sau sparge un geam la un magazin, trebuie să primească riposta imediat. Niciun fel de justificare. Mă hotesc la așa, Ceaușescu, cum am apărat și organizăm ce ați dat dumneavoastră. A început să se tragă deja. O oră trebuie restabilită complet liniștea în Timișoara. Forțele de ordine intervin și omoară zeci de oameni. Ionescu George, decedat. Gluia Daniel Cornel, decedat. Ionescu Petru, decedat. Două zile mai târziu, Nicolae Ceaușescu pleacă în vizită în Iran, de unde se întoarce de urgență după ce oamenii ies în stradă în mai multe orașe. Pe 21 decembrie convoacă un meeting în care anunță bani în plus la pensii și salarii, după ce în martie anunțase că datoria externă fusese plătită. Să majorăm pensiile minime de la 800 la 900 lei. Doresc de asemenea să adresez mulțumiri inițiatorilor și organizatorilor acestei mare manifestări populare din București, considerând aceasta ca o așezați-vă liniștiți la locurile voastre. Cetățeni ai capitalii, mergeți înapoi, tovarăși. Ați liniștiți. Ați liniștiți. Liniștiți, vorbește, vorbește. Alo! Oamenii se revoltă și încep confruntările cu armata. S-au fost în mișcare pe plasă. S-au fost în mișcare, taburile. Ordonați 5-0. Dacă s-au fost taburile în mișcare. În aceeași zi, soții Ceaușescu sunt arestați. Ceaușescu Nicolae și Ceaușescu Elena au fost prinși. Ei sunt la Târgoviște arestați. Pe 25 decembrie, în ziua de Crăciun, sunt judecați și acuzați de genocid, subminarea economiei naționale, subminarea puterii de stat și acte de diversiune. Sunt condamnați la moarte. Voi răspunde vara mare a dumneavoastră și reprezentanților clasei muncitoare la orice întrebare. În aceeași zi, sunt executați. Evenimentele de la București pun punct de facto războiului rece dintre URSS și Occident, după ce de-a lungul anului cad rând pe rând toate regimurile comuniste. În luna iunie, în Polonia, au loc primele alegeri semidemocratice într-o țară comunistă și consacră victoria sindicatului Solidaritatea, primul de acest fel dintr-o țară est-europeană, iar în august s-a format primul guvern neocomunist. În 18 octombrie, pe fondul exodului a peste 130.000 de cetățeni est-germani RFG și a manifestațiilor de o amploare fără precedent, liderul comunist Erich Honecker este constrâns să renunțe la funcție. Protestul a cel puțin un milion de persoane, adică peste trei sferturi din populația Berlinului de Est, care a avut loc în luna noiembrie, duce la demisia guvernului. După câteva săptămâni, zidul Berlinului este distrus în totalitate. Este primul pas către reunificarea Germaniei, încheiată un an mai târziu.
În noiembrie, la Praga, începe Revoluția de Catifea, prin proteste zilnice care duc la demisia secretarului general al Partidului Comunist. După ce la Praga 750.000 de oameni ies în stradă, comuniștii abandonează puterea, iar în decembrie, Václav Havel, simbol al disidenței anticomuniste, ajunge la putere. 1989 rescrie destinul tuturor țărilor comuniste care pornesc pe drumul spre democrație.